Viața ca o creație. Povestea lui Constantin. Constantin are 88 de ani și este la centru de o lună. Este a doua oară când sosește aici și speră că de data aceasta să-și fi găsit locul. Îmi spune puțin trist că în lume i-a trecut locul. Și ca și cum și-ar fi explicat sie însuși, adaugă că orică vrem, orică nu vrem, există un mers al vieții, un drum al vieții care trebuie măsurat, nu numai cantitativ, ci în special calitativ. Viața obișnuită este mai mult cantitativă, însă viața interioară aceea este calitativă, iar omul trăiește în interior mai mult decât crede el. Spune că este ortodox, dar respectă cu toată ființa sa toate credințele. Le consideră pe toate, având același tată, Tatăl Ceresc. Și mai mult decât atât, multe au rugăciuni care se aseamănă. A fost o fire sentimentală, interiorizată, iar muzica i-a permis să-și exprime gândurile, sentimentele. A fost elementul vital al existenței sale, care i-a cumpănit viața. Îmi spune că arta și preocupările intelectuale pot contribui enorm la echilibrul vieții. Unii sunt pesimiști, alții optimiști. Realitatea este că atât pesimismul cât și optimismul sunt componente ale vieții, adaugă el. Anii vieții au fost ani grei, însă faptul că a fost ajutat de familie i-a putut trece și merge mai departe. Soția, Elena Andrei, a fost soprană dramatică a Filarmonicii George Enescu. A plecat acum 5 ani dintre noi, la vârsta de 80 de ani. Și-a iubit mult soția, ea a fost o bună și credincioasă prietenă, iar muzica a fost cea care i-a însoțit toată viața. Fiica, Anca, este din 1957 în Barcelona și profesează ca violonistă a orchestrei simfonice de acolo. Descrie momentul nașterii fiicei sale ca fiind cel mai fericit moment din viața sa. Ei doi sunt prieteni, așa au fost toată viața. Și a clădit relația cu fiica sa pe prietenie și convingere. Întreb mirată de ce convingere. Și atunci îmi explică tacticos. Relația dintre părinți și copii se poate rezolva prin convingere, adică părinții trebuie să-și convingă copiii că le vor binele, iar copiii să-și convingă părinții că i-au înțeles. Fata vine în fiecare vară în România, pe 15 august, și atunci se întâlnesc. Este o iubire prietenească între ei. Are și o nepoată, ba chiar și o strănepoată de 5 ani. Cu lacrimi în ochi mărturisește că la el ciclul vieții s-a încheiat și se poate declara fericit. Și fiindcă a venit vorba despre fericire, îl întreb ce înțelege dumnealui prin fericire. Răspunsul lui vine imediat. Fericirea are mai multe înțelesuri. Fericirea înseamnă în primul rând să nu ceri mai mult decât poți. Iar ca să-ți dai seama cât poți, trebuie să ai un simț al măsurii foarte bun. După o pauză scurtă completează. De fapt, mai mult contează drumul fericirii și tendința de a găsi fericirea. De o găsești sau nu, e altceva. A fost întotdeauna omul calității și a crezut în calitate. Și viața i-a confirmat superioritatea calității. Cantitatea există, ea se adună, chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei.
pe când calitatea este selectivă. Calitatea este esența, esența bună a existenței și a lucrului bine făcut. Îl întreb ce reprezintă pentru el 80 de ani de tinerețe. 80 de ani înseamnă în primul rând cantitate. Cantitate acoperită parțial de calitate. Și vreau să spun că la noi, la muzică, de exemplu, lucrez timp de 80 de ani, multe, chiar poate sute de lucrări, din care calitatea alege și dacă rămâi la sfârșit cu 5, te poți declara fericit. 5 lucrări care să te reprezinte și care să reziste. Constantin a participat la numeroase concursuri de creație ale Uniunii Compozitorilor. A fost premiat, tipărit, cântat de marile ansambluri. Afirmă că există frumusețe și în anii de pe urmă. Acum ajungi să înțelegi să nu vrei mai mult decât poți, să știi să te oprești la timp. Iar apoi, ceea ce poți să faci trebuie făcut cu răbdare și credință. De altfel, răbdarea și credința l-au însoțit mereu, împreună cu permanenta pregătire și cu interesul crescut spre a dobândi o cultură generală vastă. Îl rog să-mi spună ce a reprezentat pentru el viața. Pentru mine, viața înseamnă creație. Creația înseamnă calitate, iar calitatea înseamnă lucru bine făcut și cu credință. Pentru mine Dumnezeu există. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu și am avut multe bucurii. Sunt curioasă cum definește el muzica. Muzica este viața sonoră în imagini muzicale. Muzica, pictura și artele plastice în general i-au completat viața. A absolvit seminarul ortodox Sfântul Andrei din Galați și apoi a continuat cu conservatorul de muzică. A fost compozitor, a compus muzică corală pentru fanfară, pentru ansamblu armatei Doina. Generalul Dinu Sterian i-a cântat mulți ani lucrările. Toate aceste lucrări au însemnat multă muncă, seriozitate și perseverență. Își aduce aminte de Marin Sorescu și piesa de teatru Matca, unde două personaje vorbesc. Un bătrân și o fată. Bătrânul, care se pregătea să moară, îi spune la un moment dat fetei, care era curioasă de necunoscutul vieții. Eu mi-am trăit viața, am terminat treburile. Trag linie și mă culc sub linie. Iar despre linie, adaugă de la el. Linia este sfârșitul, dar și începutul. Începutul existenței. Dacă ți-a plăcut povestea lui Constantin, adu-ți aminte să le spui și prietenilor tăi despre ea. Până data viitoare, rămâi inspirat și fă din viața ta cea mai minunată poveste.